mică. Da, și ai vrea cum aflăm cum te simți de fericit? Și cât de greu e tot eu? Sunt extrem de fericit. Sâmbătă mi-am îndeplinit un vis. Am fost foarte emoționat. Am trăit experiențe minunate pe acel teren la Wimbledon. Am avut săptămâni grozave înainte, am ajuns să joc 3 finale, dar cred că nici 20 de finale nu s-ar compara cu un titlu obținut. Și mai ales îl obțin și cu prietenul meu, Jean-Julien. A fost ceva fantastic și încă nu realizez ce s-a întâmplat. Am ținut-o într-o petrecere de când am terminat acea finală și sunt foarte fericit că pot să aduc acest trofeu acasă. Da, anul ăsta mai mult decât în orice an am simțit, chiar de la începutul turneului, știam că avem un culoar dificil până în finală, dar într-un fel ne-am spus că ăsta este anul nostru. Nu știu, e ciudat, parcă știam că vom câștiga, știam că este anul nostru și chiar dacă am trecut prin momente grele, în turul 2 am fost conduși la un moment dat cu 2-0 la seturi, am salvat o minge de meci, dar nu ne-am pierdut în niciun moment dificil din acest turneu. Am avut încredere că putem câștiga, am crezut în noi. Ne-am ajutat unul pe celălalt, am făcut o echipă puternică și cred că acolo a fost diferența. Într-o finală de Grand Slam, tot respectul pentru Robert și pentru cum am jucat împreună, dar e prima dată când am simțit altceva jucând cu trofeul pe masă. Da, ne-am petrecut... Mai mulți jucători din vestiar ne-au spus acum că ați câștigat titlul pe care vi-l doreați atât de mult, trebuie să și sărbătoriți ca atare și să vă aduceți aminte nu numai de turneu, dar și cum ați sărbătorit. De prea multe ori trecem de la un turneu la celălalt și nu apucăm să ne bucurăm de aceste momente. Bine, noi ne-am bucurat în acest weekend suficient. Acum e momentul să ne revenim. Fiecare dintre noi avem un meci de Cupa Davis de jucat în această săptămână și euforia aceasta o să dureze cred că mult timp de acum înainte, dar ne luăm munca de la capăt, antrenamentele și amândoi vom încerca să ne ajutăm echipele naționale să câștige în acest weekend. Pentru mine era visul suprem, deci trebuie să-mi revin. Să mă bucur de acest trofeu și să mă găsesc alt vis, alt turneu. Cred că următorul vis pentru mine va fi titlul de la US Open. Titlul de la US Open, turneul campionilor. Trebuie să-mi găsesc alt vis, altă motivație ca să merg înainte și acum că am gustat visul, că am gustat această experiență de a câștiga un turneu de Grand Slam, ne dorim să mai trăim acest moment. Poftim? Da, cu siguranță. Primul pas e să câștigăm în acest weekend. Deci nu ne uităm prea mult în față. Meci destul de dificil în acest weekend. Dar sperăm să fim în formă și noi de partea noastră să aducem un punct important sâmbătă și ceilalți băieți să mai aducă încă două. Sunt toate amintirile aici în sufletul meu. Am făcut multe poze. Am stat mult în vestiar după meci să ne bucurăm, să absorbim acest moment pe care l-am trăit și nu o să uităm acele clipe niciodată. Da, chiar spuneam tuturor că nu se putea să fie un moment mai frumos pentru mine, să câștig acest titlu și să mă întorc în Constanța, să joc un meci de Cupa Davis pe un teren pe care am crescut. Deci visul continuă pentru mine și
sper să continue cu o victorie sâmbătă. Da, cu siguranță, toată lumea e invitată, mai ales Simona, fiind și ea din Constanța și ea crescând pe acel teren și a venit la câteva meciuri de la Wimbledon și ne-a susținut și ne-a bucurat prezența ei. Nu, sunt atât de fericit acum, n-am nevoie de nimic. Nu, ne-au dat costume de închiriat. A fost o cină foarte frumoasă. Tatăl meu a fost alături de mine. Cred că a făcut 500.000 de poze. O locație deosebită și o seară frumoasă. O să ne amintim cu mare plăcere de acel moment. Mă bucur că a fost alături de mine și a putut să trăiască acest moment. A mai fost alături de mine la două finale. Chiar că am fost și am jucat primul an acolo, am jucat singur, ne-am calificat în final, a venit la final, am pierdut-o. În anul următor, la fel, m-am dus singur, ne-am calificat în finală, iar a venit, iar am pierdut-o. La al treilea an am zis, nu mai vine nimeni, am pierdut-o și pe aia și după aia mi-a zis, vezi, n-am fost eu, că e vina ta, n-am fost vina mea că ai pierdut-o. Și de atunci m-am gândit că îmi doresc să fii acolo pentru toate finalele pe care le joc. Nu, continuăm împreună să modificăm ceva. Mereu încercăm să ne îmbunătățim jocul, încercăm să ne găsim un antrenor compatibil cu stilul nostru de joc. Acum nu avem un antrenor, dar câștigăm. Însă știm că este loc de progres în jocul nostru și asta urmărim și în continuare. Mai avem... Te gândești mult la momentul când vei câștiga un titlu de Grand Slam și cum o să reacționezi, dar până nu ajungi în acel moment, nu știi. Eram foarte concentrat să câștigăm acel game pe serviciu, să-l câștigăm ușor, să nu facem greșeli neforțate. Și în momentul când am câștigat ultimul punct, am simțit că s-au înmuiat genunchii și abia mai stăteam în picioare. Dar un moment deosebit. Am avut un flashback, am mai fost pe terenul ăla de câteva ori și am ieșit învins de pe teren. Când m-am uitat la altă pereche care sărbătorea și ne-am bucurat de un suport frumos în loja noastră. Iar primul lucru pe care am vrut să-l facem după ce am câștigat a fost să ieșim afară și să ne bucurăm cu ei. Majoritatea dintre cei prezenți au fost alături de noi la fiecare meci pe care l-am jucat acolo și chiar cu ei am vrut să ne bucurăm. Da și nu. Cred că Florin și Bopana sunt o echipă foarte puternică, mai ales pe iarbă. Și a fost un meci foarte dificil împotriva lor. Cu Brands, pe Brands nu i-am învins în această formulă încă, dar am avut meciuri apropiate cu ei. Am avut alte meciuri mai dificile la începutul turneului. Deci cred că undeva s-a echilibrat tabloul pentru noi și chiar dacă în finală am întâlnit o echipă care nu era favorită principală, dar au bătut câteva echipe puternice ca să ajungă acolo și suntem fericiți de fiecare meci pe care l-am câștigat. Să viseze, să creadă. În primul rând să viseze și să fie visul lui. Să-și dorească mult să ajungă acolo și
atunci când ai un vis și crezi în el, găsești căile ca să-l îndeplinești. Da, ne gândim de acum. Jocurile olimpice sunt o prioritate mare pentru noi și o să stabilim împreună un program înainte pregătitor pentru Jocurile Olimpice în care să jucăm mai mult împreună și să fim în cea mai bună formă la Rio. Da. La State Club eram deja, jucând trei finale. Membru la Wimbledon devii dacă câștigi la simplu, doar la dublu. Singurul jucător de dublu e Todd Woodbridge, care a câștigat de 7 ori, cred, și a devenit membru. Avem acces pe perioada turneului, pe tot restul vieții. Putem merge oricând cu oaspeții noștri să urmărim meciurile de tenis de acolo.